Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Chiar nu mă așteptam să fie sold out. Wow, cât de frumos arată sala asta plină. Și aproape, hey! Aproape plină și masa jurului. A rămas un loc liber. Eu nu vând așa bine, da. Bănesc că trăiți în București, nu? Dar sunteți născuți în București? Am o curiozitate. Poate să aplaude cine e născut în București? Dumnezeule, aproape jumătate. Și apropo, suntem toți aici, în caz că nu știați. Ăștia sunt toți oamenii născuți în București. Am adus aici în platou. Sunt foarte mulți oameni care vin în București. Asta vă zic. Eu sunt născut și crescut în București și vă jur că simt că am emigrat fără să mă mut. Nu știu dacă ați observat, dar a devenit ciudat să fii născut în București, în București. Mi se întâmplă să vorbesc cu oamenii să mă întrebe: tu de unde ești? Zic, din București. De aici? Zic, da. Hai mă, și părinții? Zic, tot de aici. Tot în București. Zic, da. Și bunicii? Zic, nu, bunicii, unul e din Slănic, Prahova și... A, moldoveni. Ok, am înțeles. Nu știu dacă ați văzut, dar sunt foarte mulți oameni pentru că există, nu există bucureșteni, există doar moldoveni târzii și moldoveni timpurii, atâta. Ei nu cred că exista cineva pe aici mai de mult, știi? Sunt foarte mulți oameni care vin în București și veniți, adică nu zice nimeni să nu veniți, vă așteptăm cu brațele deschise, dar aveți grijă că nu e un oraș prietenos. Adică, nu știu cum v-ați simțit când ați venit primul aici, dar nu e un oraș prietenos. În București, oamenii se înjură de drag. Nu știu dacă ați observat asta. Dacă mergeți pe stradă și auziți doi oameni că se înjură, nu e neapărat o problemă. S-ar putea să fie prieteni buni, corect? Mergi pe stradă și... Bă, la atacare! Stați calmi! Sunt prieteni buni, au făcut 1-4 împreună. Stați calmi, stați calmi. Probabil că au făcut doar 1-4. De-aia vreau să zic, oamenii când se înjură, se înjură de drag în București. Pe de altă parte, paradoxal, dacă mergeți noaptea pe stradă și auziți pe cineva că strigă: prietene! Fugiți! Ăla nu vă e prieten, vă jură fratele vostru, da? Ăla vrea să vă bată să vă ia ceasul, da? Și la un moment dat m-a întrebat cineva, a zis: băi tău, dar dacă în București oamenii se înjură de drag, nu se înjură și când începe scandalul? Zic, ba da. Păi ce, cum îți dai seama când se înjură de drag și când se înjură că începe scandalul? Și zic, bă, cuvintele sunt la fel. Înjurătura e identică, doar intonația diferă, da? Când un om își vede un prieten, începe, bă, te fai mă, bucurie, da? Când începe scandalul, tremură vocea. Așa sună începutul unui scandal. Bă, da! Regula de bază e așa, când băieții sună oi, dă-i, da? Sunt foarte, foarte mulți oameni care vin în București și toți oamenii care vin în București să facă bani. Nu știu dacă ați observat asta. Nimeni nu vine să admire arhitectura. Nimeni nu zice, doamne, de-abia aștept să termin liceul la Zalău ca să mă mut la București să admir stilul neobrâncovenesc. Nu, toată lumea vine să facă bani, nu? Să facă o treabă, să facă o șpârlă, o combinație, nu? Și de-aia valoarea supremă a orașului e să fii bogat. Și de asta insulta supremă e să fii sărac. Ai văzut că mergi pe stradă și așa, săracule! Te ia cu inima și, bă, nene, zice de mine, mă știe. Nu te știe, dar așa se înjură oamenii în București. Săracule! Nu, mă, că nu sărac. A, bravo, tati, ești bine. Eu îmi dau seama foarte repede cine are mai puțin de un an de București. Mai puțin de un an de București au oamenii care calcă cu încredere pe trecerea de pietoni. Aia care se duc cu piciorul în față așa cu încredere. Numai că eu sunt pieton și am prioritate și mașinile trebuie să oprească. Și mă uit la ei și zic, bă, nu fi nebun, nu fi nebun. Că nu trebuie să oprească. Ele când opresc, pe aici mai opresc, dar nu opresc tot timpul. Că ai zis că se duc cu inima plină și privi așa, nu, că eu am prioritate, da mă, dar noi ei cu tine. După ce te calcă și te omoară, nu o să te îngroape cu un rom galben pe piept. Nu o să te plângă babe la mormântare, vă leu, cât de tânăr s-a dus, câtă prioritate avea! De-aia vă zic, grijă! Bă. Aplaudăm! Aplaudăm, dar avem și grijă, da? Nu poți să te duci așa cu piciorul pe trecere și să oprească toată lumea, că nu oprește. În București, în general, când pui piciorul pe trecere, da, se aplică regula lui 3. Adică după ce ai călcat pe trecere, s-ar putea să oprească a treia mașină. Da? Că primul care vine nu te-a văzut. Ce ai mă, ești făcut în veste reflectorizante? Stai acolo, săracule! Al doilea care vine te-a văzut, dar are treabă. Și de-abia al treilea care vine s-ar putea să ciupească un pic frâna și să facă: hai bă, săracule, treci! Se întoarce către ăla de lângă el din mașină. Bă, le mai las pe săraci ăștia să treacă, să vadă cum e pe partea alta a bulevardului. Eu nu dau prioritate, tati, eu donez prioritate. Și mai o chestie, când traversați, uitați-vă spre mașina care vine. Nu traversați cu privirea înainte, arogant. Uitați-vă, da? Și nu uitați-vă la mașină, uitați-vă la șofer să vă vadă ochii, da? Că dacă vă vede ochii, înțelege că sunteți om. Și frânează, știi?
Vă uitați în ochii lui, face, a, e un om, hai că frânezi. Dacă te duci cu privirea în față, da, traversezi așa, ia o prismă tot, că traversez eu. Ăla face, o fi vreun stâlp, l-a luat vântul, te-a luat. Corect? Deci ce facem? Încercăm trecerea cu degetul, da? Când frânează cineva, ne uităm cu milă, iartă-mă, bă, sunt și eu sărac. Și așa trăiești în București, da? Și mai e o chestie, e greu în București și dacă e să fii șofer. Ești șofer, conduci? Da? În răspuns la o întrebare? Bun. Fii atent. Deci, ești în mașină, conduci. Vine semafor. Semafor roșu, da? La semafor oprite alte mașini. Să zicem că oprești. Da? Deci să zicem că n-ai prins ambulanță să treci. La ce distanță oprești de mașina din față? Lângă el să aibă loc și aia din spate. Total greșit, prietene. Când oprești la semafor, trebuie să lași 2 metri, 2 metri jumate de mașina din față. Și spun de ce. Dacă oprești fix, fix în fundul lui, vine cerșetor la geam. Unde te duci? Da. Oprești fix așa, vine cerșetor la geam, îți bate în geam, îți pune acolo brichetă, breloc, da, toate alea, da? Ce faci? Că n-ai unde să te duci. Trebuie brusc să devii obsedat de parbriz. Ai văzut cum ții privirea fix în față? Ia uite-mă cum am pus să stai aici. Nu bate vântul, dar vezi prin el, incredibil. Noi ca bucureșteni avem reputația asta, că suntem aroganți. Probabil că ați auzit asta. Bucureștenii sunt aroganți, sunt plini de ei și... Așa e. Noi ca bucureșteni avem un complex de superioritate. Noi avem frica asta că s-ar putea să fim prea deștepți pentru oamenii cu care vorbim. Da? De asta, în momentul în care vorbești cu un bucureștean, a zis că tot timpul, orice îți spune, te și întreabă. Știi ce zic? Zicem și după aia, mă înțelegi? Că dacă nu mă înțelegi, revin, mai zic o dată, doar ca să înțelegi, știi? Culmea, știți care? Că mă înțelege, ăla nu vine niciodată după ceva greu de înțeles, nu știu că ați observat. Tot timpul vine după, și m-a scos Barça la 3 bețe, să moară mama, mă înțelegi? Da, te înțelegi. Nu vine niciodată după ceva greu de înțeles. Niciodată n-auzi un bucureștean să zică, bă, tati, deci Stephen Hawking, da? Ce zicea el? E că gravitația unei găuri negre e atât de mare că nu scapă nimic de acolo, nici lumină, nici timp, da? Dar după aia, pe final de carieră, băiatul și-a revenit și a zis, am greșit. Și a dat seama că s-ar putea să scape ceva din gravitația unei găuri negre. Informație gravată holografic la orizontul evenimentului. Știi ce zic? Da. Nice. Asta ar zi că s-a făcut. Noi bucureștenii ne tragem energia din asfalt, mă. Noi atâta timp cât suntem cu picioarele pe asfalt, suntem puternici, da? Suntem cu picioarele pe asfalt, nu ne batem. Bă! Avem picioarele pe asfalt, da? Cum ne îndepărtăm de asfalt, începe să ne lase mana, ne slăbim un pic, da? De-aia se duc toți bucureștenii în vacanță pe Valea Prahovei. A zis că toată țara se întreabă de ce se îngrămădesc, mă, toți bucureștenii pe Valea Prahovei. Vă zic de ce, pentru că acolo ești la munte, dar și DN1 aproape, știi? Ești la munte, dar ții un picior pe asfalt, da? Ești la predar, mamă, ce frumos se vede, dar e mucea șosea, știi? Aia e foarte important. E foarte important să ai asfaltul aproape. Dacă te îndepărtezi de asfalt, începe să te ia amețeala. Lumea zice că e aerutare la munte. Nu e aerutare, e asfaltul departe, aia e problema. Eram acum câțiva ani cu niște prieteni undeva departe de asfalt. Nu știu, ne dusesem undeva pe un drum forestier, da? Niciun asfalt, pământ în jur, ne luase amețeala de cap. Și la un moment dat trece în fugă pe lângă noi un câine cu lăbuța față dreapta ruptă. Oh. Exact. Așa a făcut și fata care era cu noi în grup, a făcut... Degeaba, apropo, câinele n-avea nimic, câinele avea lăbuța față dreapta. Bă, dar în ochi avea o putere. V-ați văzut cât de puternici sunt câinii? Indiferent ce problemă au, privire, n-ai ce să faci, dă-i înainte, știi? Ați văzut că sunt câini care au roți în spate? Da? Ați văzut că în privire sunt, mergem mai departe, n-avem ceva. Nu o să vezi niciun câine de la panicat, să facă, aoleu, sunt jumate skateboard, ce e asta? Sunt foarte puternici din punct de vedere psihic câinii. Și câinele ăsta avea lăbuța față dreapta ruptă, bă, dar alerga cu alelalte trei lăbuțe, derupea câmpia sub el. Femeia l-a văzut și a făcut exact cum ai făcut tu. A făcut... Și după aia, pentru că era născută și crescută în București, s-a întors la soțul ei și i-a zis, dăm 50 de lei să-i dau. Și m-am uitat la ea și zic, bă, nebună. Cum să-i dai, mă, 50 de lei la câine? E clar că se preface. Pusese botul proasta
la câine că avea lăbuța. Eu îl văzusem mai devreme până în cabană, n-avea nimic, știi, alerga cu toate patru lăbuțele, cum am ieșit noi de acolo, oh, turiști, și a început să fugă pe lângă noi, așa. Și am zis, nebuno, nu uita, lăbuța ruptă care nu latră o poveste, nu primește crânțănele, știi ce zic? Vă mulțumesc, ceau! Da. Aia.